seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova, în acest platou. Aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Angela Colț, din Șerpeni, raionul Aneninoi, nu-și poate aminti fără lacrimi ziua în care singurul ei copil a ajuns la pușcărie. Noi știam liniștiți dacă... Și când soțul mă sună și pe Valerca, mi-am să-și l-a luat, l-a închis. Femeia povestește că acum un an, într-o zi de august, se odihnea împreună cu familia și câțiva amici pe malul Nistrului. Clipele de liniște au durat exact până în momentul în care fratele primarului a venit nepoftit la ei. S-a apropiat de noi și a dat mâna cu toți, cu bărbatul nu dea, cu soțul. Am un băiatul îi zici, dar și vei cu tăticul nu dai? Dar el zice, dar eu pe tatăl ăla, eu zis o prostie. Gestul bărbatului l-a ofensat pe feciorul lor, povestește Angela. Dar eu fost jelic de atâta l-a numit pe tatăl așa. Angela își amintește că fiul ei ar fi dat musafirului nepoftit două palme, după care acela a plecat furios. În scurt timp însă a revenit, însoțit de 7 bărbați. Pe bărbat al trăieu de Msalăneșe. El pe schinariu a fost tot julit, ca Iisus așa, ca când era tăiat pe schinariu, dacă de chetrele o trăiești. Ei răb de asta 2-3 minute răb de ușit și s-a dus. Plin de sânge, cu dinții dezbătuți și coaste rupte, așa au revenit de la odihnă pe Nistru familia Colț și amicilor. Despre ce a urmat după, Angela povestește cu și mai mare indignare și durere. Deși se credeau ei victime, fiul Angelei a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare. Și eu spus, voi ați avut o bătaie și pentru aceea. Angela a aflat că și pe numele fratelui primarului din Șerpeni a fost intentat un dosar. Doar că femeia este convinsă că acesta va scăpa basma curată și asta pentru că este protejat de rudă. Primărița tot are blat peste loc. Se cunoaște deodată că e plătit, tata e plătit. Că un procuror nu poate să-l iei așa, să te iei de vorbă cu dânsul, râde cum se întâlnesc amândouă, îi râd, ca cum aș și fratele cu sora. De ce Angela Colț crede că justiția a fost nedreaptă cu familia ei? Cât de sinceră a fost femeia în declarațiile sale? Ce spun martorii care au asistat la conflict? Care e versiunea fratelui primarului din Șerpeni despre cele întâmplate pe malul Nistrului? Și ce spune primarul însăși vis-a-vis de implicarea ei? Aflați din această ediție. Pavel Colț spune că nici astăzi nu-i vine să creadă că cearta de pe malul Nistrului putea să aibă o finalitate atât de dramatică pentru familia lui. Astăzi el a venit să ne povestească cum s-a produs totul. Să-l întâmpinăm. Bună seara, Pavel. Vă rog să luați loc. Povestiți-ne, vă rog, ce s-a întâmplat cu voi pe 20 august anul trecut? Pe 20 august anul trecut noi ne-am dus cu soția pe malul Nistrului să ne odihnim, să ne scaldăm. Și șezând acolo, avem o biere, era băietul, mai erau acolo niște cunoscuți. Câți cunoscuți erau? Când ne-am dus deodată era o comatră de-a noastră și cu copilul. Și băietul era al nostru și eu cu soția. Și apoi mai venit cineva dintre prieteni? Asta a venit mai pe urmă, dar cât am stat noi acolo, am băut o bere, cu mătra, cu băietul, zic că ies duși acasă, eu am rămas, eu soția și băietul. Am rămas mai departe la Nistru și a plecat și în timpul ei s-a opritit de men Sergei, din noi. Dumneavoastră îl cunoșteați pe acest tânăr? Nu, el e de sadă, eu nu l-am văzut de mult. El prin Germania, pe unii îmblăc, eu nu. Eu din școală îl știam, el o leacă mai mare ca mine. Cu un an sau cu doi, nu țin minte cât. Și s-a apropiat cu toți odată, cum? Cu băietul a dat mâna, cu s-a salutat, dar cu mine nu. Și băietul a întrebat, dar ce cu tăticul dai mâna? Dar el a zis că pe tatăl l-am văzut într-o loc. Nu, eu cred că va pricepe, și eu zis el. Și băietul s-a sculat și... Dar de ce așa a zis despre dumneavoastră? Nu știu, eu nu înțeleg de ce, dar... Și are, și a avut în vedere, de ce și... A zis că de mult nu v-ați văzut cu el. Eu nu l-am... Dar el cum era? Cum a venit? El era deja aprins? Era pornit deja de ceartă? El a șadzut... Pe malul Nistrului univată, ei au avut o companie acolo, au băut și de acolo venea înspre casă. Nu s-au oprit nici la... Erau mai mulți malul Nistrului acolo și mai încolo erau companii și mai departe. Dar nu s-au oprit la nimeni, numai la noi s-au oprit. De ce oare?
Cum vă explicați asta? Eu nu pot să vă spun și s-a oprit numai decât la noi. Dar spuneți-mi, vă rog, cum s-a întâmplat că gestul acestui bărbat l-a supărat mai rău pe fiul vostru decât chiar pe dumneavoastră, da? Eu sunt mai liniștit, olea, că poate de atâta și stătea soție, eu tot i-am zis, dar băietul s-a sculat primul, el mai tânăr, mai... Și asta a fost. Mai iute. Da. Dar dumneavoastră cum ați reacționat când el a zis asta? În adresa dumneavoastră. Cum? Ce tot așa ca și băietul, dar eu nu am sărit deodată la bătaie, că eu, cum să spun, soția ședea înaintea mie, eu ședeam jos acolo și nu m-am sculat deodată. Băietul s-a sculat. Că eu tot l-am întrebat, de ce tu așa ai vorbit? Pavel, ca să înțeleg, băiatul doar v-a luat-o pe dinainte, cum se spune? Nu, da, băiatul adică, mai... Adică dacă nu reușea el primul, dumneavoastră vă sculați și îi dădeați două pani? Poate îi dădeam și eu nu pot să vă spun la moment, dar poate mă sfădeam numai, eu nu pot să vă spun nimic. Și după asta el ce a făcut, bărbatul, după ce a luat două palme de la fecior? Soție încă o strigat, măi, băiete, du-te acasă, că nu ne fă probleme și mamă nestrului. Și el s-a dus. S-a dus fără să zică ceva sau v-a suduit? O zis că... Nu, el a spus că îmi se vedea mamuș. Nu a spus că el... Am, se vedea mamuș. Deci da. Totuși cumva v-a atenționat că poate să revină. Da. Și așa. Mai ajut mai departe... Pavel, eu mai vreau să știu încă un moment sau un detaliu. În ce stare erați voi? Aghezmuiți? Nu, dacă numai cu biere și eram. Noi am luat câte o bacal de biere. Cu o biere am avut de 2 litri acolo. Asta înseamnă că fiului dumneavoastră nu-i trebuie mult ca să se aprindă atât de... Nu, că el ne-a ținut apărarea ca un fiu, că eu socot că așa... Dar e așa de iute el? Nu că e iute. E supărăcios? Așa? Așa e de fire? Eu la dânsul nu stat drept și el ține la mine, înțelegi? Și mai mult decât la unul drept. Da, da. Și el nu a vrut ca eu să și obișnuit de cineva, ea ca și a avut vedere băiatul. Eu sunt curios dacă mai cunoașteți anterior, dacă fiul dumneavoastră a mai avut astfel de ieșiri, de agresiune. Pentru că tinerii știm că mai cu seamă de la sate au de multe ori porniri, fie la discotecile de noapte, etc. Nu știu, cu bătăile nu a avut el așa, n-are cu bătăile. Angela Colț spune că din clipa în care a aflat că cel la care a ridicat mâna fiul ei este rudă cu primarul din localitate, a înțeles că familia lor nu va mai avea liniște în sat. Totuși, ea zice că nu s-a așteptat că acest incident îi va băga în pușcărie băiatul de 30 de ani. Acum, femeia își dorește ca și consăteanul Buclucaș să răspundă în fața legii. Angela a venit în această seară la noi. Suntem bine. Angela, bună seara! Bine ați venit! L-am auzit până acum pe Pavel ce ne-a povestit, exact până în momentul în care consăteanul Buclucaș ar fi luat două palme și ar fi plecat de la gașca voastră. Ce s-a întâmplat după? Peste cât timp a revenit? Peste două ore. Aha! Asta a fost la jumătate la șase, aproape de șase. El a venit înapoi, s-a întors înapoi, peste două ori și ceva, era 15 la 9, 20 minute așa la 9. Și cum a revenit? Ce? Noi cum stăteam așa grămadă acolo, bărbatul îi spune, zice că vine, Valera îi zice la băiat, vine o mașină, zice că probleme am ușa să avem. Și s-a parchet mașină, o motocicletă. Deci voi vă așteptați totuși că el da, o să revină. Că înainte de asta, cineva, când el s-a apropiat băiatul, i-a dat două palme, cineva s-a apropiat de noi și ne-a spus că nu trebuie să te legi cu dâns, că el e frate la primăriță și să aveți probleme. Dar până atunci nu știați al cui frate este. Și s-a oprit mașină, cu ferile aprinse și deodată s-a început a da coborul, șapte de mașini, toți cu dubinci. Eu am dovedit telefonul la bărbat, era în pachet avem un ștergar, cum la nistru. Aneu l-a lăsat acasă. Și am dovedit și am luat pachetul, repede am scos telefonul și dice, îi prăjim cum băietul, nu m-a luat ca doi și alții eu, dar băietul Dimian, Vadim Dimian, a început să-l ușit după mășuca. El a pus mâinile și băietul și el îl bătea, dar doi îl țineau, nu i-am cunoscut și doi care îl țineau. Dar pe bărbat, Rusu Savaș cu Serghei Dimian.
Deci, ca să înțeleg, dumneavoastră i-ați recunoscut. Da, eu pe ăștia trei am recunoscut, și e doi care l-au ținut băietul, și e nu i-a recunoscut. Și pe și Lanț. Nu-i cunoscut, nu-i recunoscut. Nu i-am cunoscut. Și după asta eu m-am dat așa într-o parte și deși sunam la poliție și strigam, răcnem. Și de la poliție m-a lămuriu, zic, lămurești, nu plângi, nu răcnici, ce se întâmplă? Zic, nu și de băiat și bărbatul, ne-al stărâinist, să-l înnești. Așa chiar era? S-a mai luptat cu dânsul și când eu tras cu mășucă pește mână și rup mână, el atunci nu a avut putere și... Ați avut mâna ruptă, Pavel? Da. L-a trăit în apă și s-a lănești și eu... Atunci am început tare, când ești, zic, Serioja, zic, să-ți dai seama și faci, zic, tu știi că e destul de ghin și înseamnă asta. Și el, zdanini, are și inima scoate. Și în timpul ăsta m-a sunat poliția, asta a fost și el 3-4 minute. S-au bătut și s-au suit toți, s-au urcat în mașină și au plecat. Dar cum s-a oprit? De ce până la urmă nu și-au dus intenția despre care povestiți? Tot din au strigat că lăsați-l, dați-i pași. Și pe dânsul o trăit de mână apă și l-au strigat tot din trânș, lăsați-i, dați-i pași și adem. S-au urcat în mașină, în motocicletă și s-au dus tot. Dar cu voi cine mai era? Mihalaș era și Boboc. Deci doi prieteni de-ai voștri mai erau, da? Pe Mihalaș tot l-a pălit cu bâtca aici și eu spar cap și ca fără cunoștință. Când a venit poliția, că salvarea nu vinea. Și poliția zice că văd că salvarea, că nu vine, greu vine, băietul era bătut tare și nu putem să eu la salvare n-am sunat, o sunat poliția la salvare. Și ne-a spus că sunt târzi și poliția ne-a spus așa, urcați la mine în mașină și adem înainte la salvare. Mihalaș iar i-a sat rău și s-a oprit, ne-a oprit în capul satului și polițistul a scos din mașină, din bagajnic, cu o sticlă cu apă și i-a dat că... Și voi ați așteptat totuși salvarea? Da, și știu vă 3 minute, a venit salvarea și ne-au luat pe toți. M-au luat pe mine toți? Cu dânși pentru că erau tare. Vi bărbat loc 100 aici atunci seara și ne-au spus să ne ducem a doua zi. Și a doua zi ne-au spus să ne ducem la Chișinău, la expertiză, că era grav. La băietul, celii s-au rupt în 3 locuri și nasul. Și ne-am dus la Chișinău. Și Pavel, cu mâna ruptă? Sau ați mai avut fracturi? Și ne-a spus de la Anin că mâna ta e tare gravă și noi aici nu o putem pune în gips, că trebuie să-i pui o bucată de plasmas, nu știu ce acolo, și zic că dați-vă cu astea 10.000. Zic că vă dau îndreptarea la Chișinău. Și noi nu ne-am dus. Uite, acum vedem o poză cu fiul dumneavoastră, da? Este după bătaie. La cât timp? Peste vreo 2 zile. Peste vreo 2 zile. O lună de zile am mâncat numai pe paie. Din cauza fracturii maxilarului. Da, tot gura cu sud, cu sârnă. Colegii mei au pregătit un subiect despre familia voastră. Haideți să-l vedem. Angela și Pavel Colț au format o familie acum 27 de ani. Atunci, femeia a rămas în brațe cu feciorul ei, Valeriu, care avea doar 3 ani. Ea zice că Pavel a crescut pe băiat ca pe propriul copil. Nu-i tata lui drept, dar îl crește de la 3 ani. Și el tare ține la dâns și zice că nu-i tata așa la mamică care m-a făcut de aici, că el m-a crescut și el și-l la armat m-a trecut, mi-a făcut trecere. Și zice că și mă doare, și apoi nu-i tata în eu drept, dar pe mine mă doare. Dar el îi zice și tata, îi stimează unul pe altul. Angela povestește că până anul trecut familia trăia o viață liniștită. Valeriu muncea cot la cot cu tatăl său vitreg la cariera din sat, iar despre băiat, Angela are doar vorbe bune. El umbla pe hotare mult, a fost în Germania, a lucrat pe fură. Și apoi, da, până a dus în Germania, a lucrat pe rutieră, în Moscova, Chișinău, ducea oameni. Nu judecat nu a fost niciodată. La caracter nu-i bătăiuș, nu-i... E liniștit așa la dânsul. Nu s-a bătut cu nimeni, nu, vă spun, judecat nu a fost niciodată, nu a făcut armata. După bătaia din anul trecut, Pavel a rămas cu probleme de sănătate și îi vine din ce în ce mai greu să muncească. Medicii au zis bărbatului că are nevoie de operație, familia însă nu-și permite să achite costul ei. Mâna ne-a spus deodată aici că v-ați nicoaște vreo 10.000, dacă n-am avut bani și așa și s-a prins. Și mă lucrează, șofer mă rog, dar nu poate duce greu în trânsă. Eu n-am înțeles, băiatul vostru unde se află acum? În Taraclie. El este închis? Da. De ce? Și spășește pedeapsă? Eu așa am spus, o greșit și el că i-a dat, nu trebuie să-l pălească. Să faci pedeapsa, dar lasă și ei să săvârșească pedeapsa și ei, că la noi a fost mai grav ca la dânsul. El s-a dus în timp de 2 ori și ceva, el s-a pregătit pentru asta.
El s-a dus și-a luat băieță de la Chiaviu. Deci cumva a fost premeditat, asta da. Vreți să ne spuneți. Noi așa, în timp de două ori, el a avut când să pregătească, să strângă băieți, le dă bâci la toți. Dar spuneți-mi, vă rog, voi știați că el este fratele primarului? N-am știut. În ce moment ați aflat? Atunci când după și băietul eu tras așa de o palme, unul de alături, acolo mai erau familii, pe știu 5 metri de noi, s-a prochemat un bărbat și zice că nu trebuie să vă legați cu dâns, că e fratele primăriță, așa, să aveți probleme cu dâns. Uh-huh. Așa. Dar noi de 8 n-am știam pe dânsul, că el îmblă pe știu hotare. Băiatul vostru a fost condamnat la 2 ani și 3 luni de închisoare. Da. Care a fost articolul? Nu putem să vă spunem, eu ca martor niciodată nu m-a chemat la judecată, nu m-a lasă și ieri am avut un judecată și procurorul meu să-mi față pe mata, degeaba ai venit, că noi n-ați te prindem. A să-ți vii și rândul matale când să te chemăm. Dar Sergei Damian, pe care îl considerați atacator și provocator, așa și nu a fost pedepsit. Nu. De-am 5 suduri a fost. Și nic. Dar voi ați fost la spital, da, medicul legist, a înregistrat toate traumatismele. Da, și ei știu tot. Ei au fost la noi acasă după 3 săptămâni, după băiatul era cusut, el, cu gura cusută, el a venit, l-a văzut pe dâns, a fost la dâns în carieră, la lucru, el tot a văzut aia asta. A venit să-și arăt scoză, a venit cu fiul soția și apsara a venit cu un cumătru de-a lui. Și ce credeți, ce se întâmplă? Ziceți că deja iată, au fost 5 ședințe de judecată și el tot rămâne nebedepsit. În timp de un an de zile, el a fost în Germania de 5 ori și e plătit. Ea nu oprește. Eu am vrut să vă spun așa, noi credem că aici și ceva nu-i drept, pentru că Slestiu a fost tot împreună, merge grupa oaia și muia îi sudește pe fiecare adelnă. Fiul adelnă și tata tot adelnă. Deci două judecăți merg. Și ce credeți că se întâmplă? Ce bănuiți? Aici se întâmplă așa, ca să nu sprinească grupa oaia, o despărțit și mai puțin să sprinească. Deci, poți să nu le dai rog de fire. Pentru că o infracțiune săvârșită în grup întotdeauna se pedepsește mai aspru da. Decât da. Dacă ar fi înfăptuită de o persoană, de o singură da. Persoană, da? Da? Asta credeți. Dar spuneți-mi, vă rog, din câte am înțeles, le-ați spus colegilor mei, că bănuiți chiar primarul din satul vostru că s-ar fi implicat? Da, că de atâta că e are a treilea tur și secretara ei lucrează, fratele la secretară, lucrează cel mai mare pe poliție în Anini. Și atunci eu când am strigat la Demian Sergei că Serioja îi se răspund pentru așa ceva, el mi-a s-o prostit că pe Dănini, când eu, pe mine are și inima scoate. Uh-huh. El a ieșit, el a spus în față. Și când a venit acasă la mine și eu am zis că Serioja, tu știi destul de ghine, că zic la mine fata Sonia Catănistru, că tot așa nu s-a mai dat... deși cazul și-ală și ne-o izghit-o nistru, zic, tu știi destul de normal, dar eu am vrut să-l spari numai. Și eu n-am găsat la nec, eu am vrut să-l spari. În curând noi vom auzi ce a răspuns primarul din satul vostru atunci când am întrebat-o dacă s-a implicat în acest dosar, dar mai întâi vreau să mai aflu ceva. Până la incidentul din 20 august anul trecut, cineva din familia voastră a mai avut conflicte cu acest bărbat? Nu. Eu totuși nu înțeleg un lucru. De ce el v-a insultat? De ce nu a dat mâna? Ce are el cu asta? Mie ca asta tăți așa și deși. Și nu știm că, vă spun că la 5 metri de noi mai și de o familie. Și el din familie și el nu s-o aprochet să deie mâna. Dar e ca cu aici la noi s-o aprochet și-o dat mâna și eu cu bărbatul unde eu știu, eram alea mai la deal așa. Cum vă explicați voi comportamentul său și acest... El era cinstit. Serioja, și în chipul că și nu știe și eu. Văzut că e, mă gândesc că poate și ea n-aveau nică și ea se pregăteau să duc acasă. Dar la ei au văzut sticla cu bere și mă gândesc poate i-a dat mâna și a vrut să-i toane un pahar de bere. Angela, Pavel, eu vreau să vă întreb, după tot ce ne-ați povestit acum, spuneți-ne, vă rog, de ce ați venit la noi în platou? Ce vreți să obțineți? Sau pentru nu vreau nimic să șadă și după lege. Lasă-i și ei să răspundă pentru ce-a făcut. Cumva nu mi se leagă imaginea asta cum un om care, bun, pe lângă toate, e inițiatorul, hai să zicem, a unui conflict până la urmă,
A ajuns să fie reținut și e cumva și un proces deja de judecat, aproape finalizat, omul stă după gratii, pe când cealaltă parte e la libertate, bine mersi, și încă se mai documentează cazul. Deci, sub nicio formă, nu înțeleg acest lucru. Dar vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în primul rând, care a fost reacția atunci când el s-a apropiat? Simplu, pentru că, de exemplu, deci dacă vine un om necunoscut, stăm cu gașcă de prieteni, se apropie de mine și poate din anumite motive s-ar putea să, nu știu, să nu-l accepte omul respectiv. Care a fost reacția dumneavoastră în acel moment? L-ați salutat sau simplu ați fost indiferent? Să mă salut cu dânsul, așa, soție și tine aici între chișoare, cum să vă spun, că ședem pe așadzate la Nistru, pe pocrăval. Și am întins mâna, îți dau mâna cu dânsul. El nu a vrut, a spus. Înțelegi cum eu... Dar adică v-ați apropiat prietenește fără niciun intenție de... Am înțeles. Speram s-o apropiat, s-o apropiat. Personal și direct, poate nu ați avut cu el nicio altercație verbală, dar poate ați discutat cu o persoană terță despre el. A fost, poate, mai anterior ceva și poate el a avut ura asta mai sedimentată din timp. Nu vă aduceți aminte, poate el. N-am avut cu dânsul niciodată, niciodată nimic. Parcursul, adică studiilor, n-ați avut niciodată nicio ceartă, nicio altercație, nimic. Angela, ne-ați spus mai devreme că și ceilalți doi amici care erau cu voi au mâncat și ei bătaie. Da. Dar ei s-au plâns la poliție pe acest fapt? Mihalașul a fost cu noi chiar la expertiză la Chișinău. Așa? Deodată, da, s-au plâns și el, tăt, pe urmă... Chiar când a fost doamna la noi, el a spus așa că el a venit, s-a cerut scuză și eu l-am iertat, că suntem de sat și de aici că e drept, că ei au fost bătuți mai tare. Aici a fost și polițistul, cumpărat. Deci chiar miroase foarte mult acum mătrizm. Hai, Angela, dă acolo un cârlan, un șampanie și dă să împăcăm de la să... Las că nu-i nici bărbați și ea să le treacă. Este ceva la mijloc. Este interesant să vedem ce se întâmplă mai departe. Iar acum să auzim ce ne-au povestit prietenii familiei Colț, care au chefuit cu ei pe malul Nistrului în acea zi de 20 august 2020. Nu e așa, e. Ai bani, ușezi omul și-ați acasă. Cu soția pe malul Nistrului să ne odihnim, să ne scaldăm. În timpul ăsta s-a apropiat de mine Serghei, de noi. Toți au dat cum? Cu băiatul a dat mâna, cu... s-a salutat, dar cu mine nu. Dar ce cu tot acolo dai mâna? Dar el a zis că pe tata l-am văzut într-o loc. Soție încă a strigat, mai băiete, du-te acasă, că nu ne fă probleme și malul Nistrului. Și el s-a dus. Cineva s-a apropiat de noi și ne-a spus că nu trebuie să te legi cu dâns, că el e frate la primăriță și să aveți probleme. S-a oprit mașina, cu ferile aprinsă și deodată s-a început a coborâ 7 de mașini, toți cu dubinși. Băietul nu m-a luat cu ca 2 și-l ținem. A început să-l ușidă cu mășuca. El a pus mâinile și băietul și el a-l bătea. Deci sunam la poliție și strigam, răcnem și nu plângi, nu răcnici, că ce se întâmplă? Zic, ne ușit de băiet și bărbatul, ne-al tărâie, să-l înneși. Eu tras cu mășuca pește mână și rup mâna, el atunci nu a avut putere și el a zis, dar are și inima scoate. Era grav la băietul, celul s-a rupt în 3 locuri și nasul. Băiatul vostru unde se află acum? În Taraclie. El este închis? Da. De ce? Își spășește pedeapsa. De ce ați venit la noi în platou? Ce vreți să obțineți? Nu vreau nimic, să șadă și ei după lege. Lasă-i și ei să răspundă pentru ce-a făcut. Iar acum să auzim ce ne-au povestit prietenii familiei Colț, care au chefuit cu ei pe malul Nistrului în acea zi de 20 august 2020. Bărbații nu au vrut să vină în platoul nostru, recunoscând că le este frică de Serghei Demian. Totuși am reușit să discutăm cu ei. Atenție la ecran. Am văzut o lupină vine și s-a dat jos. Eu nu știu câți băieți acolo erau. Un 2, 5, 10, nu știu câți erau. Și s-a început a întinde, a bate pe acolo. Asta a fost problema. Grăiem cu un băiat. Vorbeam. Da, și când a întors capul, eu tras una în cap. Cât am stat eu acolo? Cred că 10-15 minute. Eu când m-a trezit, m-a spălat, față, m-am dus până la Nistru, Colea, m-am spălat față, că curge ulei de sânge și normal. Și când m-am sculat, nu am văzut pe nimeni acolo. El a venit și a cerut scuze la mine. C-
că și-a spus că eu am greșit, că era în întuneric și nu am văzut cine e acolo. Și asta. L-ați iertat? Da, și am încotro. L-a iertat și se pot să... Cum să vă spun eu, că... dar eu n-am văzut problemele astea de la început, cum au fost toate aceste întrebările, dar așa eu nu am pretenții la nimeni. Am fost palit, nu-i nimic, m-a trecut. N-am înțeles nici acolo, puc, și-o tros, gata și... Minutele de ele și-au fost și... Dar dumneavoastră țineți minte că erau mai mulți sau era doar Demian? Ei s-au luat apă tot atunci și m-au palit, m-am dat într-o parte cu prietenul, cu Sahar m-am dat într-o parte, pe desu tot m-am tinglă palit, dar nu... Erau acolo mai mulți. Ei, palitură aici la mână și gata și... Cu băț m-au palit, așa era băț, bit, nu știu. El în țară s-a cerut scuze, am servit o sticlă, gen și gata. Pe mine cel mai mult mă interesează, iată, cum a spus și colegul meu, pare un pic straniu dat faza asta, adică dumnealui chiar a avut pretenție la domnul ăsta, de la restul a cerut scuze sau, de fapt, a intimidat după aia ca ei să vorbească în maniera asta, pentru că aici chiar miroase acumatrism. De fapt, maxilarul rupt, din cât eu cunosc, este deja dosar penal. Plus, ei erau un grup, adică aici chiar miroase foarte mult acumatrism și a, adică, a nu bine, hai să spun așa, în cel mai bun caz. De fapt, domnii trebuiau să facă pușcărie și fiul bărbatului și dumnealui, adică nu trebuiau să suferi cu nimic absolut. Asta este părerea mea personală. Și încă un moment, vreau să spuneți că... Vreau să spuneți că nu cunoaște și nu ați auzit de el, dar de fapt îmi pare iarăși straniu, fiindcă este o localitate mică. Adică, în principiu, este normal că fiecare se cunoaște. Poate el este chiar de firea sa așa o persoană izghită sau a mai făcut ceva de genul ăsta și i-a strecurat prin cap în degete, fiindcă iarăși ne întoarcem cu ruta primarul. Adică sunt momente care trebuie canalizate. Dacă mi-a spus că nu cunoașteți, eu un pic așa mă uit sceptic la lucrul ăsta, fiindcă într-un sat nu e chiar așa. Cum se întâmplă că cel de a apărat demnitatea familiei deja este în închisoare pentru două palme. Cum s-a documentat acest caz încât băiatul deja este în închisoare? Iar cei de au bătut în grup o familie și au traumat atât de grav fizic și probabil și psihologic, cred că aveți sechele, nu este încă nimic. Și se tergiversează. Este ceva la mijloc. Este interesant să vedem ce se întâmplă mai departe. Da, dar într-o altă ordine de idei, dacă aș fi să-mi păstrez neutralitatea, orice conflict oricum nu se rezolvă prin violență. Eu permanent am fost împotriva violenței și chiar dacă a fost acolo o insultă, nu știu dacă acele două palme, care sunt nimic pentru un bărbat până la urmă, un bărbat adevărat, nu știu dacă ar fi fost tocmai cazul să fie ridicată mâna la acel bărbat. În fine, bun, înțeleg și demnitatea și onoarea și emoțiile de moment, dar sunt și alte căi până la urmă. Există și unii martori și s-ar fi putut de exemplu, o plângere la poliție. Uite, am fost insultat. Pentru asta există și anumite acțiuni pe care le-ar putea întreprinde poliția. Aș fi fost curios, în acest caz simplu, dacă ați fi depus o cerere, care ar fi fost reacția poliției? Pentru că dacă de la două palme fiul dumneavoastră a ajuns la închisoare, care a fost finalitatea unei simple cereri că am fost insultat? Ar fi zâmbit în față polițistul de sector și fără nicio acțiune? Aici a fost și polițistul cumpărat. Când ne-a chemat, când eu am scris plângere atunci seara, pe noi ne-a trimis a doua zi la Chișinău la expertiză. După trei săptămâni nu s-a apropiat nimeni de noi. Să ne întrebi de la poliție și s-a întâmplat, nimeni nu s-a apropiat de noi. După 3 săptămâni, tot s-a auzit că băiatul e cu gura în gips, nasul rupt. Bărbatul ne-a spus că să ne ducem să-i punem mâna și n-am avut bani și ne-am dus la Cobusca. La o femeie este acolo și eu spus, măi băieți, eu îți fac, dar îți prind, dar să ai probleme cu dânsa. După 3 săptămâni s-a apropiat unul roma, dar familia, nu pot să vă spun, un polițist. Și ne-a chemat la primărie, sector de poliție la noi în sat. Ne-a chemat și pe toți și îi zice la băieți, dar și pentru un cuvânt așa de-am la voi în șarpeni este așa că să-i tragi două palme. Și băietul i-a zis, dar și el trebuie să dea seama la cuvinte, că nu eram bărbați, dar era și mamică acolo, o parte feminină, și trebuie să dea seama la cuvinte, măcar.
Dar spuneți-mi, vă rog, Angela, Pavel, eu vreau să vă întreb, cei doi prieteni care au chefuit și ei cu voi pe malul Nistrului, cum credeți, de ce atât de iertători sunt? Credem. Vedeți că Boboc spune deodată că sara, el, Demian, a venit și s-a cerut scuză și am băut o sticlă de vin cu dânsul și... Așa normal. Sunt ei de fire? Da, și n-ați așa văzut că nu a spus că am băut o sticlă cred de vin, s-a cerut scuză și... Și de ce zis, credeți nu, că... Parată, eu... Păi deja au făcut probleme. Unul a luat-o în cap, celălalt a zis că a luat-o bătă în mână. Mai departe nu vor ca cineva să zică deși voi i-a s-a ajutat sau ceva, că au chicat băieții pentru dânși sau... Dar cum așa? Eu s-o cot așa, așa. Eu cum, cum nu e așa, e, ai bani, ușezi omul și-ați acasă. Păi de ce fel de prieteni ei sunt pentru voi? Ei atunci așa au venit și s-au aprochetit noi, că spați, ne așezăm și noi. Cum așa au venit? Unul cu mânătru cu noi, Cole, cu mânătru și Sașa zici ți de cruce, da. De atâta că Mihalaș a lucrat la primărița acasă, eu făcut reparație, că el s-a făcut cu stroica. Așa? Da, a doua zi când ne-am dus noi la Chișinău să trecem expertiza, Boboc ne-a sunat și ne întreabă unde sunteți. Și eu îi spun că noi suntem la Chișinău să trecem expertiza, dar el ne spune că va caut unul cu metru de al Demian Serghei, dar știți că îți va fac probleme. Oho! Mi-a sunat, da, să ne fac probleme, dar eu îi zic, măticule, dar și probleme să-mi fac. Ei sunt așa de tare ușit și el încă să... Și nu, vă spun că după 3 săptămâni el s-a aprochet, a venit întâi exoția la noi, Demian, pe urmă a venit țara cu cumătul suista și îmi zici, hai, Angela, dă acolo un cârlan, un șampanie și dă să împăcăm de la să... Las că nu-i nici câți bărbați și ea, să le treacă. Și eu îi zic, viața la bărbat și la copil, zic, nu costă un cârlan. Dacă tu s-o coți că copilul tău și așa, uite, ușit să mă cumperi cu un cărlan, să mă aduc la păduri și cu o șampanie, zic nu. Hai, fă-ți și ghini, vezi cum ești tu. Dar se ghei și de ești tășe din gură. Știi, vă, câteva sări au venit iar cu cumătul suista și în cu unul. Hai, dă să facem și bătăt normal, să nu mai ajungeți să îmblați și voi pe drumuri și pe dânșa să-i purtați pe drumuri. Amui m-a chemat pe mine la anchetator, m-a dat la una, așa, m-a mai dat la un anchetator, la trei anchetatori m-au chinuit pe mine, așa, m-a purtat, să vadă, tot așa să spun. Și după trei zile, după ce am fost la anchetatori, vine Demian Vadim și cu rusul Sava. Soțul cu fiul erau la lucru și s-a plăcut mașina la poartă. Eu am ieșit la poartă și rusul și cu Vadim îmi zice, hai, că Angela, te rog frumos, hai la procuratură și să-i spui la procuror că n-ai pretenții pe noi, zice, că rusul Sava vrea să duc pe hotare și nu-i dă voie. Uh-huh. Eu îi lămuresc, zic, și cu tine, Vadim, tu îți dai seama, zic, și grăiești. Zic, cum să mă duc eu la procuror, dar și să-i spui, dar și treaba ai matale să te vâre, că te iert. Zic, dar voi când ați ridicat mâna, nu ați știut că vreți pe hotare. Și ce v-a zis? Că ladna, dar noi ne ducem asta. Și zici că e Pavel cu Valera în carieră. Dar cineva dintre voi v-a explicat? Voi știți cum i-a adunat acest Serghei Demian pe o gașcă întreagă de Demian Vadim? Bărbați? Am înțeles că erau înarmați cu băite. Da, e băietul avea bar, Big Bar, așa se cheamă la noi. Al lui băiet, al lui Demian. Da, băietul. Și ei erau toți la bar, la o masă. Și el s-a dus acolo, când într-o seară a venit rusul Sava singur și zice, Ghea Pavel, eu îți povestesc cum a fost. Noi ședem la masă la bar și a venit Ghea Serioja și ne-a spus că ea ca și s-a întâmplat și ne-a dat băci și noi am venit, dar eu am cer scuze, eu nu am judecat ce a făcut atunci. Ei erau beți? Da, cum dacă după cum spusele... Că acolo ei își fumau și narcotică la Big Bar-ul și ala că după aceea și s-a închis Big Bar-ul. Cel mai interesant în istoria asta și faptul, adică ne-ați spus că au venit inclusiv soli de pace din partea agresorilor, e faptul că undeva agresorii domnul Demian, undeva s-a simțit vinovat, pentru că un om care nu se simte vinovat și nu are nicio remușcare, niciodată nu o să revină să-și ceară scuze. Și efectiv, chiar dacă știa că va trebui să meargă undeva peste jătare, să muncească acolo, bun, nu cred că l-ar fi împiedicat atât de mult acel dosar, care probabil s-ar fi rezolvat în cazul în care el ar fi fost sigur că nu are nicio vină în acest caz. Dar
undeva e pur părerea mea personală. Sunt convins că... Deocamdată ghicim în cafea, da. Dar a venit momentul să auzim versiunea lui Serghei Demian, bărbatul pe care eroii noștri îl acuză că ar fi provocat conflictul, iar fi insultat în timp ce ei se odihneau liniștiți pe malul Nistrului, iar apoi i-ar fi bătut împreună cu alți 7 amici de-ai săi. Atenție la ecran. Nu am mai avut nici n-am știem ce l-a fost, dar știem mai din școală. Cu 2 ani dat și ceilalți n-am mai dat, că ești de pe mal, eu mergem pe caraj, 20 de ori și 20 de ori mai sus. Și am dat mâna așa, și, mă rog, a ce nu dă-i mâna ăsta, da? E pandemia. Ei spun două palme, dar eu, uite, eu am expertiză la medico-legală. Aici aș de mășoaie vână, m-a apucat, măsa nu știu, m-a apucat, că e intrit, țar eu. Și am dat peste dâns și e beț, m-am întors în cap telefonul meu. Burat și telefonul, tot, eu eram... A ce nu a sunat când m-au bătut ei? Ce nu a sunat la poliție? Ei s-au pus și de ușă baldaieu acolo, lângă acolo i-a spus, voi, ce faci, stai, lasă-i să știi cine suntem noi. Eu am fost victimă, m-am dus după telefon, m-am sâncat telefonul, când am venit aici, am început, a răhnit, unde-i telefonul, că am vrut sun la poliție, n-aveam nici telefon, n-aveam nică. Până m-am spalat, m-am schimbat, eu eram rupt, tăvălit, m-am fotbolit cu șoare. Nu, eu știut că ei s-a acolo, eu nici nu mă dușim, că de-am era obieț, de-am teus m-au ușit de iarănă. Că ați fost doar dumneavoastră acolo. Eu singur am fost. Nu-i nici unul care figurează, de 7-8, unis. Că atunci seara eu ne-am șocanit acolo și eu am venit acasă, eu sunat la poliție. Că ei știu toate, ei știu mai bine că procurorii de caz, ce să-l întrebați. Dacă era o prietenie, apoi ei nu ne pune... Aici este a, cum zice, articolul ăsta. Mi-e vine râd, într-adevăr, Ghelca, când îi vandam, a ușit să atâția oameni. Băiatul așa de tare bătut și el zice, eu i-am bătut și m-am dus acasă, așa liniștit. Dar de ce primul raz nu ne-a bătut? Da, de ce primul raz? Când atunci când eu tras băiatul două palme, atunci o trebuie să batu, dar eu am sărit la dânsul, Doamne. Deci, vreți să spuneți că el, uite, așa ne-a mințit în față, că el a fost singur? Dacă pe da, fiul meu l-a bătut Vocțăvai într-o parte după mașină, eu în partea aslantă era, el l-a bătut pe mine și încă mai erau vreo Cum poate un om așa ceva? Pavel, da. Haideți să vedem ce ne-a mai spus Serghei despre acest conflict dintre voi. Atenție la ecran. Nu e un păcat. Ei am dat și bani. Undeva este o scălitură. Am scris numerele la cupiure și zic să nu zic că sunt falsă, că nu știu ce. Și este o scăliță. Sunt oameni care, cum zic rușii, celălalt problemă. Dar el e condamnat nu cu chestia asta. El pe 3 dosare are. El a avut uslovnă. Eu a venit 200 de ore de la Chișinău, de la judecătorie botanică, nu știu unde. Pentru ce? Pentru furt. A furat un bus. Și amuia de-amă nu mai puteți să-i dă-i iară uslovnă, ori să-i pui, că el are 3 dosare. A furat un bus. Și amuia de tăl l-a condamnat, că tot tațul s-a dat într-o parte. Și l-a furat pe dânsul. Tațul a stat și el pentru omor, în rusie, nu știu. Că tațul, da, e drept, tațul a stat. O să o pedepsă pedeapsa și... Dar el n-a zis și asta, spui să... Cât se explică într-aia asta. Și are lumea, știe, în sat pe dânsul și nu a făcut acolo, a fost așa, el nu a vrut să apere. Dar el afirmă că fiul vostru, de fapt, a fost condamnat nu pentru această bătaie, dar pentru un furt. Noi, ca părinți, de pildă, nu știm, dar el se dă întrebarea. Dați să vă povestesc, eu, da, lui odată e la Fălești, el a fost condamnat cu busul, când au avut probleme, el a avut un an uslovna, adică... El ședea acasă, lucra, n-avea probleme. Cum a fost întrebarea cu asta, cu bătaia, srazul l-a închis, s-a săvârșit, cum să vă spun, s-a făcut infracțiunea. Da, 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 și i-o dată anul cel care îl avea pentru bus și i-o dată restul pe bătaie. Toți, dacă nu era bătaie, el va ajunge în pușcărie, el avea să șadă acasă. Vezi că mai devreme un pic ne-ați spus că v-am și întrebat, cineva din colegi m-a întrebat dacă a mai fost certat cu legea și ne-ați spus că, de fapt, nu a fost. Noi știm că el n-are nimic atunci, el era ieșit doar de amă, se terminasă. Păi, soțul dumneavoastră știa că avea careva probleme și a fost certat da, cu legea. Da, eu știam. Nu avea probleme da. Cu legea înseamnă avea cazier juridic curat, deci nu avea nicio problemă cu legea. Și statul nu are nicio pretenție față de tine. Aveau probleme cu legea, înseamnă că am avut anterior.
Și dacă există un termen din ăsta în care el a avut închisoare cu suspendare, dacă așa e, termenul corect, respectiv, termenul ăsta ar fi trebuit să știți că nu e un termen de 2-3 zile sau o săptămână. Îți dă un termen mult mai mare, în funcție de gravitatea situației. Ceea ce vrea să spună colegul meu, că în situația în care băiatul vostru știa că și așa este în termen suspendat, da? Și riscă la orice să facă închisoare, putea să se rețină și să se abțină, inclusiv și în cazul în care i-a fost cumva lezată onoarea lui sau tatălui său. Eu nici nu zic nimic. El a făcut, el să săvârșește pedeapsa, dar și ei, deși el tot zice că el singur a fost. Dar deși e că până când am fost la ultima anchetator, la ultima oară, el îi sună la bărbat, că era la lucru, spune, hai te rog frumos, grăiești cu soția ta și spui că rusul Sava nu a fost în bataia asta. Cine? Tot Demian Serghei. Deci el v-a contactat? Da, cu soțul, să spun, mă duc la închetator, spun că rusul nu a fost în bataia asta. Deci el, nu v-a contactat ca să retrageți plângerea... cumva... Nu, să spun că rusul nu a fost aici. Băietul este rusul. Dar el, pentru el nu a cerut. Nu. Și nici nu și-a cerut scuze. Rusul Sava a fost psihotar în Franța și venind de la Franța, pe dânsul l-a închis. Eu vreau să vă mai întreb. Este adevărat că ați primit bani? Pentru că asta el spune. Că el v-a plătit, a semnat bancnotele, dumneavoastră, nu știu unde ați semnat. Dar eu sunt, Doamne ferește, încă sunt mai înscălit. Dumneavoastră, nu vedeți că el când vorbește, râde. Că când faci țârc... Dar fiul dumneavoastră ar fi putut fi primit ceva bani și nu cunoaște dumneavoastră, poate? Dar cum așa? Uite, să mintă atât de ușor și în atâtea detalii? Eu i-am zis odată lui, plătește măcar lecuirea la băiet. Dar el mi-a zis așa, eu lecuirea să o întorc, dar să văd întâi că scăp. Să nu știu judecat și eu să-ți plătesc. Vorbile astea au fost. Eu i-am zis, poate îmi plătești lecuirea, că eu de-am, nu mai am. Bani zicu și din trânsul. Eu îl văd, deci că întâi să văd dacă n-ați și închis. După aceea eu ați întorc lecuirea toată. Dar spuneți-mi, vă rog, dacă tot ați pomenit de primar și de o posibilă implicare a ei în acest caz, dumneavoastră a încercat vreodată să discute cu voi? Nu. Din numele fratelui sau din alt... Deloc. Motiv. Haideți să auzim cum își comentează primarul din Șerpeni rolul în acest dosar. Ce spune despre bănuielile voastre privind implicarea sa? Atenție. Asta este o chestie a lor, eu nu m-am implicat la nimeni niciodată. Nu am treabă cu chestia asta. Dar vorba că el e fratele meu și dacă eu am să iau careva atât, o să iasă că eu sunt implicată. Nu am treabă. Nu cred. De ce? Nu cred că de atâta că e frate. Și n-are cum să nu, că nouă ne-a spus, eu ne-i de-o pildă, eu umblam, el era la lucru, dar mi-i spunea și de-un sat, Angela, tu n-ai să faci nici, că n-ai să dovedești nici, că sorsa îmblă pe drumul și asta-l scoat pe frate și pe nepoțul mai ales. Eu cred că, în primul rând, ar fi cazul să întocmiți un contract de asistență juridică cu un avocat ca să vă răspundă la toate întrebările, care să aibă acces la toate probele, la dosar. Deci, asta este... În principiu, în primul rând, ceea ce v-aș recomanda eu. Pentru că doar cu nu știu, n-am văzut, nu înțeleg lucrurile, nu o să ajungeți departe. Dar în situația în care eroii noștri spun că nu au avut bani nici măcar pentru tratamentele absolut necesare, ce să facă? Eu cred că s-ar putea adresa și la un avocat care prestează servicii din oficiu. Dacă s-ar adresa, eu cred că cineva i-ar ajuta. Atunci când tu pleci și intenționat îngrămădești o gașcă și îi aduci și rămâne domnul cu maxilarul fracturat, cu brațul fracturat, asta deja este un act banditesc, este ceva grav. Oameni buni, nu suntem în anii 90, în primul rând. Și nimeni nu își spășește, de fapt, pedeapsa. Dacă este concret așa, că, nu știu, domnul a rămas, poate greșesc, dar cadrul legal prevede că o fractură deja sunt leziuni grave. Este o infracțiune foarte gravă, ceea ce s-a întâmplat și trebuie să mergeți până la capăt, pentru că făptașii au fost chiar conștienți de ceea ce fac. Odată ce s-au organizat, s-au pregătit, au venit, au bătut și acum mint.
Ceea ce vreau să vă zic vouă, ca familie, aveți grijă de sănătatea voastră, de copilul care este în, acum în închisoare și își sfășește pedeapsa. Sigur, plătește pentru o faptă și mă mir că dumneavoastră, ca părinți, vă comportați destul de decent în situația asta și ziceți, da, el a greșit, el își sfășește pedeapsa și aveți dreptate când spuneți că de ce ceilalți care au comis o infracțiune atât de gravă nu sunt și ei pe masa de acuzație și să-și îndeplinească pedeapsa. Regret de ceea ce am auzit de la doamna primar, pentru că un primar într-un sat care se respectă și este respectat, sigur că ar trebui să fie foarte corect în acțiunile sale, chiar dacă este vorba de fratele ei. Solidaritatea familială este una, dar când tu ești pe o poziție de răspundere în fața unui întreg sat, mai există și o altă doză de responsabilitate și atunci cum familia asta a acceptat că copilul lor poate să stea să-și spășească pedeapsa? Exact așa ar trebui să accepte și doamna primar faptul că fratele a greșit și trebuie să-și spășească infracțiunea. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc, aveți pe cei dragi mereu alături.